Bun găsit la 2020, o nouă perspectivă, emisiunea de la Agro TV, care împreună cu dumneavoastră, cu invitații, încearcă să lămurească ce se întâmplă cu ruralul, cu agricultura, cu fermierul român, după ce se încheie actualul exercițiu financiar. Cu ceva timp în urmă, când încă nu știam foarte bine ce înseamnă grupurile de acțiune locală, îmi închipuiam că sunt un fel de centre de dezvoltare în perspectivă, un fel de centre financiare. De fapt, n-am greșit prea mult. Alexandru Potor este președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală. Bună seara și mulțumesc că ați venit din nou la 2020, o nouă perspectivă. Bună seara, mulțumesc pentru invitație din nou la 2020, o nouă perspectivă. Mai facem cât mai apucăm până nu se schimbă calendarul. Știți, spune, nu apare noua politică agricolă comună. Domnule Alexandru Potor, asta e viața, ne-am întâlnit și sus, ne întâlnim din nou în funcția de președinte a Federației Naționale a Galurilor. Nu o să vă întreb nimic din domeniul politic, pentru că nu asta ne interesează, dar se schimbă în ciuda faptului că într-o țară sau alta au loc procese electorale. Dacă se schimbă guvernări, se schimbă politica agricolă comună. România e în etapa în care trebuie să livreze Comisiei Europene și fermierilor români planul național strategic. Dumneavoastră, sunteți președintele unor grupuri de acțiune, hai să le spunem, nu neapărat grupuri de acțiune, cum să le denumesc eu, grupuri de reflexie, de cercetare, de implementare, de ce vreți dumneavoastră. Locurile din care învățăm cum să cheltuim banii, locurile care sprijină micul fermier, comunitatea locală. Cum vedeți dumneavoastră perspectiva aceasta a noii politici agricole comune? Că atât vorbim, dar nu știu nimic cert încă. Ne-am întâlnit sus, ne-am întâlnit și jos. Nu cred că este. Termenul de sus și jos este relativ. Consider că poziția mea de președinte a Federației Galurilor, pe care am menținut-o și în perioada în care am fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, reprezintă poate una dintre cele mai onorante poziții prin faptul că îmi dă posibilitatea să fiu permanent în contact, pe de o parte cu grupurile de acțiune locală, dar pe de altă parte la nivel mult mai profund cu fermierii care vin către grupurile de acțiune locală pentru a primi finanțare, cu agenții economici care vor să dezvolte un business în mediul rural și cu un element extrem de, spun eu, inovator pentru România, pentru că totuși încă, deși am intrat din 2007 în Uniunea Europeană, sunt încă concepte pe care trebuie să le, să zic așa, să le pitrocim mai mult, să le incorporăm în conștiința noastră, dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității. Această dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității îmbracă la nivel european multe forme. La nivelul României, una dintre cele mai evidente este prin grupurile de acțiune locală. Deci, prin urmare, consider că sus și jos e relativ. Mă bucur foarte mult că la Ministerul Agriculturii un reprezentant al societății civile a fost numit în funcția de secretar de stat, Emil Dumitru. El a fost și președinte al ProAgro. Chiar cred că având un asemenea om în echipa Ministerului, probabil că relația cu societatea civilă va fi menținută și va fi înțeleasă, sper eu, la adevărata valoare. Și mă întorc către politica agricolă comună. Problema pentru faptul că am speranța că cei care sunt în momentul de față în Ministerul Agriculturii, văzând și perspectiva formelor asociative ale fermierilor, ale producătorilor din România, vor continua procesul ăsta de elaborare pe care România trebuie să-l facă până în momentul în care va fi propus la nivel statului membru un prim draft al planului strategic, planului național strategic, cel care va înlocui PNDR. Tot ce pot să vă spun acum, că evoluția care s-a înregistrat la nivelul Ministerului a fost definitivarea celor care participă la grupurile de lucru oficiale care au fost stabilite de către minister. Asta o spun pentru că am primit și noi ca federație un document de acceptare în grupul de lucru legat de economie locală și dezvoltare pe zona de infrastructuri locale. Deci, practic, cam toată lumea, cei care au fost selectați în acest comitet consultativ cu care se va lucra la nivelul Ministerului Agriculturii pentru elaborarea planului național strategic, toți au fost selectați. Asta ar fi pasul foarte concret care s-a întâmplat, cred că săptămâna trecută a fost deja transmis mesajul către... Întrebarea e așa, nu e puțin cam târziu? Poate că trebuia deja să avem mai mulți pași făcuți în acest proces? Pentru că
Uite, cu Brexit, fără Brexit, tot va intra noua Comisie Europeană în pâine. Da? Vedem când. România are un termen destul de strâns de prezentare a planului acesta strategic. Da? E loc de negocieri de acum înainte sau suntem cam presați? Aici aș vrea să dau două răspunsuri. Pe de o parte, faptul că la nivel european, deși România, pe perioada deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, a făcut eforturi foarte mari pe zona de agri să avanseze cu elaborarea și, hai să spunem, finalizarea, cel puțin într-o măsură mare, a propunerilor de regulament care vor guverna viitoarea politică agricolă comună. Deși s-au făcut eforturi foarte consistente, nu s-a reușit o finalizare pe deplin a acestor, sau satisfăcătoare a acestor documente, pentru că în sine Uniunea nu era pregătită. Erau multe lucruri pe care Uniunea nu le-a dorit discutate, erau puse în paranteze pătrate, așa, în tehnici de negociere la Bruxelles. Ce înseamnă parantezele pătrate? Înaintăm cu discuția unor elemente de program, dar lăsăm în stand-by unele pe care nu le considerăm suficient de mature în discuție. Și, în principal, cele care au fost lăsate în stand-by se referă la chestiunile financiare. Nu poți vorbi sau nu poți clarifica situația cu convergența plăților directe, cea pe care România o solicită și e, să știe, o veche durere a fermierilor din România de a avea plății cel puțin la nivelul celor din Uniunea Europeană, sau spunea mediei Uniunii Europene. Această chestiune este strâns legată de anvelopa financiară. Ori, până când lucrurile nu s-au clarificat cu cadrul financiar multianual, anvelopa financiară nu s-a putut înainta nici pe partea de agricultură prea mult. Abia, de exemplu, uitați, pe anul viitor s-a decis bugetul, dar minte să știm ce va fi pe următorii 7 ani și încă nu e gata, că mai trebuie să treacă prin Parlament, prin Consiliu, da? Deci ăsta este răspunsul direct. Nu s-a știut sau nu se știe cum se va închide bugetul Uniunii. Și pot să vă spun că la nivelul statelor membre, de fapt, hai să spun așa, e o diferență între opinia Parlamentului European și opinia să spunem, Consiliului. Parlamentul European vine cu o propunere mult mai ambițioasă ca statele membre să aloce până la 1,3% din produsul intern brut, deci practic să contribuie mai mult la coșul Uniunii Europene pentru a constitui acest buget care ține practic în loc inclusiv regulamentele pentru agricultură. Nu e chiar așa de îmbrățișată această poziție la nivelul Consiliului față de propunerea de 1,07 cât e actual, până la 1,3, o creștere spectaculoasă, aș spune. Adică nu sunt puțini bani, 0,23% față de 1,07, vorbim aproape de 20% în plus fonduri alocate pentru acest buget. Deci discuția a fost foarte intensă legată de această situație. Și de-abia acum se încearcă clarificarea odată cu instituirea noii Comisii Europene sub conducerea germană. Practic, cam de aici încolo cred că se vor dezgheța lucrurile. Și mă întorc iarăși la întrebarea noastră, dacă e prea târziu. Nici nu prea aveai pe ce să lucrezi, efectiv. Acum să fim cât se poate de... Deci situația nu e singulară în România. În general, așa e în Europa, pentru că n-au fost datele concrete. Toată Europa se află în acest stadiu. Asta reflectă și o îngrijorare care nu-i doar a României și a celorlalte state membre, în sensul că am putea să înregistrăm o întârziere generală pe parcursul anilor viitori în ceea ce privește adoptarea regulamentelor care guvernează. Deja se vorbește de o întârziere de un an, poate chiar doi. În piață au început să apară informațiile. Da. Eu am sesizat acest lucru și din discuțiile la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei, în care treptat au introdus în discuție două, să spunem așa, idei. Pe partea de agri, faptul că reprezentanții serviciilor Comisiei își propun să aibă un pachet de sprijin pentru statele membre pentru a definitiva cât mai repede planul național strategic, actualul PNDR, viitorul plan strategic. E clar că aici au întrezărit și ei o întârziere și în același timp se vorbește și despre o etapă cuprinderea în propunerea de regulament a unor reglementări specifice pentru o etapă tranzitorie. Probabil pe această zonă de întârziere a adoptării regulamentelor. Această situație, hai să o numim obiectivă, da? de întârziere, pe care putem să o prefigurăm de pe acum.
Cum afectează activitatea grupurilor de acțiune locală? Pentru că și aceste grupuri de acțiune locală apelează la finanțare europeană. Există o componentă din care se îndestulează, se alimentează și activitatea acestor grupuri. O eventuală întârziere ce înseamnă? E ca la bugetul nostru, nu-l avem, mergem în ianuarie cu a 12-a parte din ce am avut în anul anterior. Eu aș pleca cu discuția aici, legată de grupul de acțiune locală, de un concept care a stârnit destul de multe dispute în agricultura din România. Situația fermierilor mari, mici și mijlocii și, bineînțeles, și a fermierii de familie. România și-a propus prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, finanțarea pe care o primim de la Bruxelles în perioada actuală 2014-2020, să sprijine destul de puternic zona de fermă mică și mijlocie. Nu e doar o chestiune așa povestită. Inclusiv programul de sprijin a cultivatorilor de tomate, practic din fonduri europene, venea să complinească la un moment dat dorința de a sprijini micii fermieri și de a îi introduce pe o traiectorie așa cum e economică. Și cu Bazna și Mangalița, tot micii fermieri cresc, usturoiul în general. Da. Da. E, din păcate, nu s-a reușit. Și, să spunem așa, felul în care au venit proiectele la finanțare, nu s-a reușit să țintească cu mare preponderență fermele mici și mijlocii și oarecum s-a ajuns la situația în care banii să fie destul de mult polarizați. Polarizați pe proiecte, câteva proiecte la un nivelul unui județ de valoare foarte mare, în condițiile în care foarte mulți alți beneficiari au spus că nu au avut soluții de finanțare. Dacă asta s-a întâmplat pe liniile clasice, să spunem așa, generale, la nivelul galurilor, media proiectelor a fost undeva în jur de 60.000 de euro. Deci, practic, asta a fost resursa financiară care s-a pus la dispoziția în medie a fiecărui beneficiar. Nu înseamnă că au fost toate de 60.000 de euro, au fost și de 100.000 de euro, dar au fost și de 20.000 de euro. Oricum e o sumă mică. E o sumă mică, dar îndestulătoare pentru un fermier care vrea, care are o activitate destul de redusă. Deci, practic, aș putea spune că prin programul, liniile clasice, la nivelul programului, măsura 4, cele care sunt în, pentru dezvoltarea fermelor 4.1, procesare 4.2, s-au dus resurse foarte importante către agenții economici puternici, care fac performanță, care generează profit în agricultură, care generează volume mari, extrem de important și, eu zic, această opțiune trebuie să fie continuată cu foarte mare atenție în viitor. Dar, în același timp, la nivelul galor am reușit, din estimarea noastră, să avem undeva în jur de 8.000 de proiecte care să fie finanțate cu sume relativ mici. Deci, țintind aceste ferme mici și mijlocii și ferme de familie. Și aici mă apropii mai mult de argumentație. Am reușit să facem această finanțare cu doar 7% din total anvelopa financiară din pusă la dispoziție pe zona de dezvoltare rurală perioada 2014-2020. Cu 7% am îndestulat 8.000 de proiecte. Eu zic că este o performanță foarte mare asta și performanță care ar trebui să fie extrapolată. Noi ne propunem un ambițios, zic eu, 15%. Resursă financiară din total anvelopa care va fi la dispoziție după 2021 pentru a ținti mai bine acești fermieri care astăzi sunt sub radarul finanțărilor europene. Vă spun cine că permite, imediat mă întorc, cine permite trecerea de la procentul anterior la spre 15%? Cum se face această trecere procentuală? Va fi o decizie politică și administrativă. Națională sau? Națională. 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 Statul membru poate decide că, din perspectiva priorității pe care le are, având în vedere că mai mult de 850.000 de fermieri sunt în România înregistrați astăzi, avem o treime în toate fondurile europene, la nivel întregii Uniuni, o treime din ferme sunt în România, dacă tu ai un program care cu 7% reușește să-ți demonstreze că se duce către acest tip de ferme, și repet, 60.000 de euro nu este o sumă. A strâns un pic din nou și a spus că e o sumă mică. Nu e chiar o sumă mică, 60.000 de euro. Gândiți-vă pentru o familie care, de tineri care
astăzi încep să... Eu calculam în tractoare, știți? De asta și încercam să văd, de exemplu, știu că prețurile sunt care sunt în piață, dar într-adevăr, 60.000 de euro pentru o fermă mică sau o fermă de familie e o sumă care poate face diferența între agricultura de azi pe mâine și cea de performanță. Este o sumă care poate scoate acea fermă din zona de subzistență nepusă în piață, neconectată cu clienții. O fermă exact care nu contribuie nici fiscal, nici alimentar absolut la bunăstarea... Iar acest proiect, nimeni nu spune că nu poate fi doar începutul. Gândiți-vă ce impact a avut programul de sprijinire a cultivatorilor de tomate cu 3.000 de euro pe an. Nu 60.000. 3.000. Vorbim de mai mult de 11.000 de fermieri care au beneficiat de programul ăsta. Eu gândiți-vă ce ar fi însemnat ca acești fermieri care își doresc să investească în zona de legumicultură să fi primit 60.000 de euro. Păi, cred că aveam seră de la Matca până în București, de la București la Izbiceni, dacă în loc de 3.000 de euro 60.000. Gândiți-vă ce ar însemna pentru un crescător de porci de dimensiune mică, când spun mică, 200-300 de animale, să primească 60.000 de euro. Că ar putea să-și cumpere cu 60.000 de euro un sistem de adăpare și de hrănire automată, civilizat, adaptat fermei respective. Corect, ceea ce îl face mai productiv și mult mai orientat spre piață. Și mai sigur din punct de vedere al biosecurității, și da, mai orientat corect către piață, și mai capabil să se dezvolte ulterior. Deci, am înțeles, asta da este viziunea pe care, la nivelul galului, și practic subsumez această întrebare pe care mi-ați ridicat-o, pe care noi avem. Cu puțini bani, reușim să atingem un număr foarte mare de fermieri. Discutam chiar ieri cu câțiva reprezentanți ai crescătorilor de oi, zona Sibiu și din Argeș, și exact asta spuneam. Dacă ați avea la dispoziție un 70.000 de euro, v-ar ajunge să vă puneți la punct stâna, tot ce înseamnă partea de organizare acolo unde lucrați, cu 600-700 de animale? Răspunsul a fost clar da. Nu e nevoie de milioane de euro să faci lucruri foarte frumoase. E nevoie de resurse bine adaptate, bine țintite și aplicat prin cap. Exact, aplicat principiul. Mult ai, mult cheltui. Puțin ai, asta te cam încadrezi. Asta e principiul picăturii chinezești, dar nu în sens destructiv aici, ci picătură cu picătură se adună și face bunăstarea generală. Exact. Și atunci, ăsta e motivul, am spus, dacă am demonstrat că am făcut cu 7% atâtea intervenții, și răspund că din ăștia 7% s-au ajuns și la finanțare pe parte de infrastructură rurală. Sunt enorm de multe primării astăzi care recunosc faptul că au evitat inundații, că au evitat alte probleme foarte dureroase, pentru că au avut un buldoescavator cumpărat cu fonduri de la GAL. Un buldoescavator care costă 70.000 de euro, care i-a permis ca în ziua în care a fost viitură să nu se mai inunde 5 case, pentru că a reușit să intervină la timp, 5 case care au fost o tragedie pentru acei oameni. Paguba n-a fost de 70.000 de euro, absolut sigur că a fost mult mai mare. Și asta nu numai un singur exemplu, dar gândiți-vă ce intervenții au fost în zona de curățare, de curățenie publică, de servicii pe care orice primărie trebuie să le facă, să le îndeplinească și pe care nu poate să le facă pentru că îi lipsește un amărât de utilaj. Iar galurile au finanțat... Pe care galurile pot să-l aducă. Da? Le-au finanțat deja. Am înțeles. Au finanțat. Spuneți-mi, această intenție, bună intenție de a crește procentual această sumă, vă duce în fața celor care împart banii? Evident. Și? Eu sper să fie o înțelegere. Aveți, că... dincolo de aceste argumente pe care mi le-ați prezentat, pertinente de altfel, există posibile impedimente la care să vă așteptați sau mergeți doar pe buna credință și înțelegere din partea celor care trebuie să decidă? Pentru că, am să spun eu, trăim în România. Prefer să merg pe buna credință, deocamdată, a celor care sunt... afișată și declarată, nu-i așa? De exemplu, iată, programele de sprijin pentru tomate sunt chiar suplimentate la plată, din câte am înțeles, da? Deci, a trecut tulburarea aia de început când ne așteptam să se taie cu barda totul de la un cap la altul și apreciez declarațiile ministrului Oros care spune, domnule, care sunt programe bune, aprobate în derulare și vizate de Comisia Europeană, merg mai departe. Ceea ce mă face să cred că,
că e loc de discuție. Eu mă bucur enorm de mult pentru că am fost în Ministerul Agriculturii în momentul în care aceste programe s-au elaborat. Știu cât de mult, să spun așa, atenție li s-a dat. Cum de la noastră am o listă cu 33 de programe din vechea guvernare, da. Da. Eu sunt absolut convins că nu e niciun motiv pentru niciun guvernant, pentru niciun ministru, secretar de stat sau director în Ministerul Agriculturii să vină așa abrupt și să spună programul X nu se va finanța pentru că provine dintr-o guvernare. Nu, eu mă gândeam la explicații de ordinul financiar, poate de rentabilitate, dar e greu de cuantificat rentabilitatea, de exemplu, în sectorul irigațiilor acum, da, sau anti-grindină, când rezultatele se văd pe zeci de ani de acum înainte. Vreau să vă zic ceva vis-a-vis de chestiunea asta, rentabilitatea. Suntem de foarte multe ori țintiți cu ideea de a măsura strict în cifre câți bani am cheltuit pentru a susține un antreprenor, un fermier. Oare cei 3.000 de euro pe care i-am dat pentru, să spunem așa, o seră, de un solar de 1.000 de metri pătrați, efectiv mi-am aduc un venit returnat, dacă luăm pe principii contabile, după taxe, înainte de taxe și mai departe, relevant? Dar în același timp se uită că acest tip de investiții are și un mare impact social. Pentru că dacă în momentul în care, printr-un sprijin de genul ăsta, reușești să stabilizezi într-o zonă familii mai tinere sau mai puțin tinere, să convingi cetățenii că trebuie să continue, fermierii să continue cu cultivarea legumelor și practic reușești să ai o continuitate în acest domeniu, vei avea un câștig mult mai mare decât 3.000 de euro. E posibil? El se multiplică și în timp. Haideți să ne gândim. 3.000 de euro la un fermier, 3.000 la altul, nu mai pun sumele. La un moment dat se adună o cantitate impresionantă de roșii. Poate nu pleacă toate în aceeași secundă la un supermarket. Poate se face o unitate de prelucrare primară, de sortare, un depozit, nu? Una peste alta, bunăstarea crește. Da? Plecând de la acești 3.000 de euro. Am fost la Dridu, aici aproape de București, într-un dintre târgurile care se țin acolo. Și am cumpărat roșii produse în acest tip de sprijin de 3.000 de euro. Eu le-am luat dintr-un supermarket la Suceava și chiar erau bune. Deci vreau să spun că am luat la timpul ăsta roșii extraordinar de frumoase, de gustoase, de bune, românești, de noiembrie. Produse, da, aici. Asta e produse important. În România. Păi ăsta e un rezultat al celor 3.000. Și am discutat cu o doamnă, 35 de ani sau 36 de ani, care mi-a spus foarte clar, nu am fi produs și ne-am fi pus problema să venim pe piață cu aceste legume dacă nu intram în programul ăsta, care a țintit foarte clar și a spus, domnule, trebuie să producem mai mult în zona asta în care suntem inundați, în timpul ăsta în care suntem inundați cu produse din import. Întrebat, plănuiți să extindeți suprafața? Răspunsul a fost da. Și ne dorim, vrem să fim siguri că programul nu va înceta și că va fi sprijinit. La fel am întrebat, dacă ați primit un 25.000 de euro de la GAL, ar fi bine? Nu că ar fi bine, ar fi genial. Ce ați face cu 25.000 de euro? Păi am cumpărat folie, am cumpărat structură de lemn sau de metal pentru viitorul solar. Un sistem performant de încălzire. Un sistem neapărat performant. Un sistem de încălzire. Da, dar când am spus performant, mă gândeam mai economicos și mai modern decât clasica sobă cu rumeguș, care e și periculoasă. Da. Și uite că cu 20.000 de euro, un om care, pentru care milioane de euro nu o să aibă niciodată o relevanță, pentru că nu se duc, persoana respectivă nu se ducea la bancă să spună să-și verifice astăzi față de 1.500.000 de euro cât am mai crescut cu încă 200 de euro din diferența de curs valutar. Niște oameni absolut onorabili care produceau și produc legume de o calitate foarte bună printr-un program foarte simplu și foarte direct. Domnule Alexandru Potor, dați-mi voie să vă anunț că avem pauza de jumătate de emisiune. Vorbim deja de 24 de minute și n-am atacat prea mult galurile. Atacat cu ghilimele de rigoare, că despre ele vreau să le-am atacat prin faptul că am propus și am anunțat intenția noastră de a solicita o creștere a alocării financiare. Ne întoarcem cu această idee după pauza publicitară. Alexandru Potor, președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală în 2020, o nouă perspectivă. Revenim.